Bună ziua, sunt Cristina Eremia, psiholog coach și trainer și mă bucur că ne regăsim iarăși la emisiunea Puterea la Feminin. O am alături de mine pe Raluca Mohanu, executive coach cu formare în constelații sistemice și analize tranzacționale. Bine ai venit, Raluca, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc și eu, Cristina, pentru invitație. Astăzi avem o temă provocatoare legată de maternitate și totodată procesul de adopție și provocările și satisfacțiile care vin odată cu asumarea acestui parcurs. Da. Deci nu e o simplă acțiune, e un întreg parcurs. După cum știm, a fi mamă este un rol foarte important pentru o femeie. Multe femei nu se simt împlinite fără a avea și acest rol de mamă. Iar maternitatea în sine este un subiect foarte complex, care are multe nuanțe, multe trăiri și în sine e și el un proces de devenire. Raluca, ce ne poți spune tu apropo de asta, prin prisma experienței tale un pic inedite, dar foarte frumoase și inspirante pentru mulți? E atât de mult de spus încât parcă mi-e și greu să încep cumva. Mi-a plăcut ce ai spus tu, că e un proces de devenire și cred că uităm asta uneori, așa cum copilul se naște și a fi mamă se naște împreună cu copilul. Iar din perspectiva adopției, cu atât mai mult, e un proces în care alegi conștient. Se presupune să devii mamă și treci prin toate hățișurile birocratice și, sigur, travaliul interior care cred că este la fel, dacă nu mai complicat uneori, decât la părinții ai, spunem, naturali. Cum anume ai reușit să treci peste toate dificultățile astea? Ce te-a motivat? Ce resurse ți-ai găsit? Cum a fost pentru tine? Cred că m-a ajutat faptul că eu am făcut foarte mult timp voluntariat cu copii abandonați. Am avut așa o sensibilitate pentru această cauză și așa mi s-a părut întotdeauna cumva necorect ca un copil să nu aibă o familie. Mi s-a părut că restul se mai reglează, dar startul ăsta atât de dificil în singurătate, în abandon, mai ales în condițiile pe care din păcate le oferă statul român încă, mi s-a părut așa ceva revoltător și ceva la care am încercat să contribui. Deci cumva eram familiară cu copiii abandonați, cu centrele de plasament, cu organizațiile non-guvernamentale care sprijineau această cauză. Eram cumva lumea asta, ca să spun așa, dar sigur că una e să fii voluntar și să faci din când în când niște intervenții și alta e să fii mamă full-time, după cum am descoperit. Asta e o profesie în care nu te poți opri. Deci cumva a fost dorința asta de a ajuta și cred că a fost încrederea în potențialul copiilor. Adică mi-aduc aminte că eu nu eram atât de impresionată de fragilitatea copiilor, cât pe mine întotdeauna m-a atins și m-a motivat potențialul acestor copii. Adică vedeam copii cărora nimeni nu le dădea nicio șansă, sistemul le pusese deja o etichetă și îi vedeam după aia că fac lucruri extraordinare, că se vindecă fizic, se vindecă emoțional, încep să aibă performanțe școlare. Adică vedeam că de fapt e pur și simplu o chestiune de context, de cele mai multe ori de sistem, de niște limite în care au fost. Și asta cred că m-a încurajat așa. În plus, da, cred că firea mea așa puțin mai optimistă și uneori idealistă, acum uitându-mă în spate, m-a făcut să am încredere și să
cred că să nu mă las bătută, pentru că, într-adevăr, hățișurile birocratice din România merită, au nevoie de foarte multă perseverență, adică poți fi foarte ușor deturnat de la drumul tău. Cât timp ai făcut voluntariat și care au fost așa niște momente decisive pentru decizia pe care ai luat-o și ulterior cum ai ales, ce s-a întâmplat după? Voluntariat am făcut mult, cam mai mult de 15 ani. Deci de la din ultimii ani de liceu, sigur cu întreruperi, perioade în care am fost mai intens, perioade în care a fost mai puțin intens. Mi se părea că nu se schimbă sistemul, adică de la anii 90, când vedeam centrele de plasament și situația care era absolut tulburătoare a copiilor de acolo, vedeam cumva că lucrurile se mișcă, a apărut instituția asistentelor maternale, câteva progrese s-au făcut, dar parcă era prea lent așa față de ce îmi doream eu și cred că la un moment dat am vrut să fac și eu o schimbare mai clară cu un copil. La mine a fost așa, dragoste la prima vedere, ca să spun, în sensul că atunci când l-am văzut pe băiețelul meu, Alex, mi-au plăcut ochii lui și buclele lui la momentul respectiv, avea părul creț și era foarte drăguț. Și la fel m-a impresionat situația lui. El la momentul respectiv era diagnosticat cu parapareză spastică, cam nimeni nu-i dădea nicio șansă. Și mi s-a părut așa cumva nedrept faptul că un copil atât de frumos și care părea că avea atâta potențial era cumva sortit, probabil să ajungă într-un scaun cu rotile în scurt timp. Și care a fost evoluția lui după ce a ajuns la tine? Ce s-a întâmplat cu el? Evoluția mea a fost spectaculoasă, în sensul că eu am început cu el să fac tot voluntariat, în sensul că am vrut să-i dau șansa unor controle medicale serioase, unor sesiuni de kinetoterapie și cumva după ce am epuizat toate specialitățile conexe, am ajuns la kinetoterapie și deși la copilași atât de mici, adică vorbim de un an și jumătate, copiii nu prea lucrează, că e destul de greu să se concentreze, îi mai dor anumiți mușchi, el lucra și cumva în 2-3 luni a început să aibă echilibru, a început să meargă și a fost așa foarte spectaculos, chiar și pentru mine, adică și mie mi-a depășit așteptările și medicilor și asistenților și mi s-a părut că wow, copilul ăsta are, chiar poate, adică asta m-a încurajat, sigur, progresul lui, care, sigur, la început era din punct de vedere somatic și apoi și din alte puncte de vedere. Destul de repede, aș spune. Este foarte încurajator și îmbucurător, așa, apropo de posibil părinți care își doresc foarte mult un copil, dar le este teamă. Le este teamă tocmai de aceste dificultăți în dezvoltare pe care le au acești copilași și le teamă de sistem. Ce mesaj le-ai transmite tu acestor oameni dornici de a deveni părinți, dar care încă nu și-au luat inima în dinți să facă pasul? Eu le-aș spune că se poate. Nu este ușor și procesul sine nu îl face neapărat mai ușor, adică din păcate nu te ajută, uneori ai impresia chiar că te curcă tot demersul. Ce aș spune este că din punct de vedere al copiilor, sigur, foarte onest vorbind, copiii pe care e posibil să-i întâlnești ca potențial părinte adoptator au un mic retard. Vorbesc mai lent sau nu vorbesc deloc, mai au mici probleme de sănătate, pentru că, sigur, trauma prin care au trecut și-a pus cumva amprenta asupra lor. Mulți au fost malnutriți, au trăit în sărăcie, nu au avut suficientă afecțiune, adică
cumva există un mic decalaj la care cred că este realist și rezonabil să ne așteptăm. De altă parte, ce pot să spun eu este că am văzut de două ori cum acest decalaj pur și simplu dispare, ba din contră copiii o pot lua înaintea grilei lor de dezvoltare, dacă e să ne raportăm așa foarte psihologic la standardele de evoluție ale copiilor. Cât despre sistem, mie mi se pare că sistemul se îmbunătățește, nu cu viteza cu care mi-ar plăcea mie, adică în mod clar sistemul de adopție acum este mult mai bun decât acum 10 ani, acum 10 ani mult mai bun decât acum 20 de ani. Într-adevăr, există o lentoare în sistem, pe de altă parte nu este ceva de nefăcut. Adică nu este nimic care cred că te poate împiedica cu adevărat dacă îți dorești asta. Și asta cred că e important. Durează, uneori poți să ai senzația că nu se întâmplă nimic, aștepți telefonul de la direcția de protecție a copilului și nu mai vine și cumva tot aștepți să fii selectat și nu ești. Dar la un moment dat se întâmplă, adică nu e... Există cerere pentru părinții adoptivi. Din păcate, România în care foarte mulți copii care au nevoie de părinți. De două ori, pentru că după băiețela urma și o fetiță, nu? Da, da, mi-am dorit și o fetiță. Împreună. Cum? Scuze-mă! Zic, nu, ai simțit că e mai bine să fie cumva să aibă și el pe cineva, o surioară, să crească împreună cu alt copilaș? Da, mie mi se pare că e mult mai sănătos pentru copii să aibă frați și surori. Sigur că apar și limitele conflictelor dintre ei, dar trecând peste asta, a avea acel partener de joacă la început și probabil după aceea acel partener de confesiune, de suflet în viață, cred că e important. Și eu, adică asta cred că ține și de mie, mie mi-a plăcut să fiu băbică la mai mulți copii și sigur îmi doream și o fetiță, deci s-a potrivit foarte bine. Cum a fost cu ea? Care a fost procesul aici? Cu ce te-ai confruntat a doua oară? Aici, într-un fel, a fost mai ușor, adică cumva știam așa puțin drumul. Și la ea a fost foarte bine faptul că ea a venit dintr-o familie în care asistenta maternală chiar și-a dat interesul și îi sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Deci cumva i-a dat o bază de atașament mult mai solidă decât în cazul lui Alex, primul meu băiețel. Aici am avut altă provocare, atașamentul față de asistenta maternală, adică aici pare că orice lucru bun vine și cu o problemă și cumva am luat puțin timp și sigur am păstrat și acum, și acum mergem la ei în vizită, cumva cum să facem această tranziție, pentru că pentru ea aceea era familia ei și degeaba vine să-i spun hai să te adopt și ia uite ce viață frumoasă o să ai de acum înainte. Până la urmă ea cunoștea cealaltă realitate și a fost așa un pic de drum de a se adapta dintr-un sat în nordul Moldovei, în București. Țin minte când a venit prima oară și s-a speriat groaznic de tramvai, nu înțelegeam ce este. Adică a schimbat foarte mult, inclusiv la nivelul ăsta de mediu fizic, de mediu înconjurător. Ce a ajutat-o cel mai mult să facă tranziția? Așa, lipsită de modestie, aș spune că eu. Adică... cred că am avut răbdare, i-am onorat așa sensibilitatea, am înțeles că e nevoie de timp, am mers așa în ritmul ei, am găsit și o grădiniță care i s-a potrivit foarte bine, cu o pedagogie alternativă, care a avut răbdare să înțeleagă sistemul ei. Și fratele ei, adică faptul că avea mereu un partener de joacă, sigur, uneori presărate și cu scene de gelozie, dar asta cred că e inevitabil. Cred că și asta a ajutat. Cum este pentru tine să fii mama? Ca trăire, ca stil de viață, ca echilibru între profesie și acest rol?
La mine așa e, eu cred că am o vocație de mamă, adică mie mi se potrivește, nu știu, e foarte natural întotdeauna, când vedeam copii, mă conectam cu ei imediat, nu trebuia să fac ceva special sau să mă gândesc la ceva special, aud oameni că nu știu cum să vorbească cu copii, eu n-am avut treaba asta niciodată, cumva, deci probabil că e ceva natural, e ceva ce mi-am și dorit. Și e, cred că e o sursă foarte mare de așa de împlinire, de bucurie, de iubire, pur și simplu. Adică poate suna așa, eu știu, forțat, dar cred că nimic nu se compară cu iubirea unui copil. Adică există o doză de iubire necondiționată care e foarte specială. Nu e singura, sigur, sursă de iubire din viața noastră, dar e o sursă divină cumva. E și o sursă de responsabilitate, adică e clar că viața, uneori mai glumesc așa, viața dinainte de copii, viața de după copii, viața de dinainte de copii, existau călătorii, existau, mergeam în așram la meditație, existau mult mai multe ieșiri, exista această libertate și flexibilitate a timpului care s-a redus foarte brutal având doi copii. Apare și oboseala uneori și nopțile nedormite și grija și să nu cumva s-a îmbolnăvit, să nu cumva așa. Deci cumva asta e partea despre care nu prea se vorbește, dar cred că e bine să vorbim și despre asta. Adică aduce o greutate rolul de mamă. Echilibru e precar, adică n-aș spune că e așa, învățam la fizică despre echilibru instabil, așa este echilibru meu între viața personală și cea profesională, mai ales în ultimele luni, în pandemie, ei fiind acasă, învățând acasă, eu lucrând de acasă, a fost așa provocator. Pe de altă parte, pentru mine ambele roluri sunt foarte importante. Eu cumva... Eu nu mă văd nici doar mamă, nici doar professional. Și atunci am găsit așa cheia să le îmbin, sper eu, armonios pe amândouă. Simți așa vreo diferență apropo de a fi mamă de băiat, a fi mamă de fată? Asta nu numai din experiența ta, ci și a clientelor cu care lucrezi? Sunt provocări diferite sau trăiri diferite? Da, sigur, aș generaliza puțin, dar da. A crește băieți mi se pare mai pasional. Adică, cumva, parcă emoțiile sunt mai intense între mame și băieți, ceea ce nu e întotdeauna benefic pentru dezvoltarea băiatului. În același timp, ca mamă de băiat, uneori m-am simțit incompetentă. Adică am simțit că e un anumit tip de energie care este foarte diferit de mine, băiețelul meu fiind foarte masculin, adică sunt foarte bine la energia masculină, energia aceea explozivă, puternică, uneori disruptivă, pe care cum să o conții, fără să o castrezi. Pentru că cred că foarte multe mame fac asta, se sperie. E o energie care poate fi așa un Shiva distrugător, pe care mai bine îi pun un capac și am terminat. Adică băieții sunt mai provocatori din punctul ăsta de vedere, al disciplinei, al conținerii, al supunerii, dacă vrei. Și e ca un teritoriu nou pe care îl explorez, adică e fascinant într-un fel să crești un băiat, pentru că este, na, știu, sigur că sună ca un truism, dar e o altă ființă decât tine, fundamental diferit. Să crești o fetiță mi se pare cumva într-un fel mai natural dacă ți-ai integrat feminitatea. Adică dacă tu te simți bine cu tine ca femeie, dacă înțelegi ce înseamnă energie feminină, dacă te-ai împăcat cu mama din viața ta sau din sufletul tău, să lași o fetiță să crească lângă tine și cumva să creșteți amândouă, așa poate fi un proces foarte delicat și frumos și așa emoționant.
mai lin, mi se pare mie, în general, decât prima versiune. Cum apare experiența maternității prin prisma constelațiilor? Că ai lucrat și lucrezi cu zeci de oameni prin metoda asta și poți observi dinamici familiale și ce ai spune și poate ai recomanda prin prisma familiei care urmează să primească un copilaș din altă parte sau... Aș recomanda să ne uităm foarte bine la sistemul din care facem parte. În sensul că ne influențează mult mai mult decât ne place să credem. Cumva, ca să fiu o mamă bună sau ca să fiu un tată bun, desigur, am nevoie să integrez relația cu mama și cu tata, fie că ei sunt în viață, fie că ei nu mai sunt, sunt doar în interiorul meu. Dar e destul de greu să merg la drum să clădesc ceva nou dacă fundația, dacă trecutul meu este foarte tensionat, bulversat sau chiar rupt. Adică așa, prima sugestie ar fi să fac această muncă de empatie, de înțelegere a propriilor părinți, în sensul de a, în primul rând, de a le onora destinul lor așa cum a fost, în circumstanțe diferite de ale noastre, a lua de la ei ce este bun și, desigur, a renunța la ceea ce nu mă mai ajută. Cumva, ceea ce am observat și la mine și la foarte mulți din jurul meu e că, deși mi-am spus întotdeauna, eu nu o să spun niciodată copilului meu ce mi-a spus mama sau ce mi-a spus tata, orice nu e conștientizat are tendința să se repete și e păcat să ducem mai departe, mai ales lucruri care nu ne ajută nici pe noi, nici pe copiii noștri. Cu ce posibile imprinturi vin ei? Cât de importantă e familia? Crezi că ar fi importantă familia de origine și cât de mult cea în care vin, educația pe care o primesc, care e fundamentală și modelează în mod destul de puternic, aș zice eu. Ce ai observat tu apropo de asta? Eu cred că e un mix întotdeauna. În primul rând, noi ca părinți suntem produsul părinților noștri. Adică e bine să ne dăm seama că semănăm cu ei mult mai mult decât credem. Sigur, sau dorim. Da, sigur că la vârsta tinereții mi se pare că suntem foarte diferiți. Experiența așa mea personală este că nu e chiar așa. Și că e bine să valorizăm asemănările și, sigur, apropo, ca adult să mai lăsăm din ceea ce nu ne ajută sau nu ne dorim, cum ai spus tu. Deci, cumva, familia de origine influențează la nivel subtil. Chiar dacă bunicii nu sunt în cameră cu noi, nu sunt în casă cu noi, ei undeva sunt prin ceea ce ne-au transmis, prin valorile pe care ni le-au transmis, prin convingerile, prin modul de viață. Și, sigur, e ceva ce am preluat inconștient și dăm inconștient mai departe. Pe de altă parte, sigur, eu cred foarte mult că un copil trebuie crescut de mamă și de tată, adică de părinți, nu de bunici. Cred că bunicii sunt foarte importanți, dar rolul de bunici, nu rolul de părinți, adică nu rolul de furnizor, dacă vrei așa mai pragmatic, ai educației copilului. Deci vestea bună e că ne putem influența copiii. Cumva, cred că copiii vin cu ceva, până la urmă vin cu un dar divin, vin și cu un inconștient colectiv din familiile noastre, dar cumva ține și de noi, prin stilul parental, de zi cu zi, să modelăm atât cât se poate și cât e benefic acest copil. E clar că sunt atâtea studii care arată cât de mare este impactul educației și totodată, evident, e important să conștientizăm care sunt modelele astea pe care le purtăm inconștient în noi și le dăm mai departe. Ce ai putea să ne mai spui
Apropo de asta, în ce măsură își lasă amprenta părinții asupra noastră? Pentru că, de multe ori, cum ai zis tu, mai ales la tinerețe, tendința e de poziționare rebelă, de a spune, nu voi fi niciodată ca mama sau ca tata sau ca niciunul, never ever, eu sunt foarte deosebit. Dar știm că realitatea e un pic diferită. Cred că e bună poziționarea asta, sunt complet diferit de tine, dar cam la vârsta adolescenței. Adică după vârsta adolescenței, a te manifesta doar prin opoziție față de părinți nu aduce decât conflicte inutile. Asta văd foarte des în cabinet. Clienți care vor cu tot din adinsul să fie diferiți, chiar am atât diferiți de tată. Și sigur că în anumite felii de viață, probabil că are sens, dar a fi complet diferit înseamnă cumva și a respinge. Și în momentul în care, la nivel subtil, e important să ne dăm seama, în momentul în care noi ne respingem părinții, respingem de fapt viața. Pentru că viața noastră a venit pe pământ, sigur, prin intermediul părinților, nu este viața pe care ne-au dat-o ei, adică nu e așa, eu te-am făcut, eu te omor, ci este despre viața în care circulă și darul ăsta al vieții care a venit prin ei. Cred că provocarea la nivel de maturitate este cum luăm acest dar al vieții cu respect, cu recunoștință și îl dăm mai departe. Îl dăm mai departe către copiii noștri, dacă avem copii, dar nu doar către copiii noștri, către tot ceea ce creăm. Proiectele noastre, inițiativele noastre, cauzele pe care noi le servim, business-urile pe care le creăm, revistele pe care lucrăm sau eu știu, orice altceva. Cum se vindecă rana asta care poate să vină din relația cu mama, ori prea rece, ori prea intruzivă, ori cu prea multe reproșuri? Sunt diferite modele de mamă care se cultivă, mai ales la noi. Ce spune experiența ta apropo de asta? E un proces cu anumită durată, în general nu e ceva așa ce se întâmplă peste noapte. Trebuie să avem un pic de răbdare cu noi și e mai multă muncă de conștientizare acolo. Da, e un demers. Rana relației cu mama poate fi extrem de blocantă și de invalidantă. Pentru că, de fapt, dacă relația mea cu mama e fundamental blocată, într-un mod implicit, relația mea cu viața începe să fie blocată. Adică, cumva, vor apărea în jurul meu o mulțime de alte blocaje cu alte persoane sau cu alte situații care vor reflecta acest lucru. Adică, dificultatea de a fi aproape de mama mă va duce probabil în dificultatea de a fi aproape față de un partener de cuplu sau față de un partener de business sau față de succes sau față de orice îmi oferă viața. Și cumva oamenii vin la cabinet mai degrabă din această reflecție de obicei, adică în viața lor curentă apare repetitiv o anumită dificultate. Aici e nevoie de timp, de obicei e nevoie de însoțire, însoțire din partea unui terapeut, a unui constelator, a unui profesionist care poate să înțeleagă ceva atât de subtil și atât de profund, care găsește, după părerea mea, un echilibru între a onora destinul mamei și a o înțelege pe mama ca persoană și a te scutura de ceea ce mama ți-a dat și nu-ți mai este necesar. Mie și în viața personală, asta mi se pare un echilibru care nu e ușor deloc de dat. Adică nu e nici despre a da vina pe mama, a spune am avut o copilărie nefericită, gata, acum nu mai am nicio șansă. Pe de altă parte, nu e nici a fi în fuziune cu mama. Adică dacă sunt pe mama de 3 ori pe zi, ar trebui să mă întreb ce se întâmplă cu mine la vârsta adultă.
dacă iau deciziile în funcție de doar ce vrea mama, iar nu e sănătos, ci pur și simplu ne-a a luat ce este bun, a primi, pentru că și asta e interesant în ce măsură suntem deschiși să primim ceea ce ne-a dat mama bun, că sigur au fost și lucruri bune, și ca adult să ne luăm riscul de a fi diferiți, de a crește. Până la urmă, a crește înseamnă să fiu diferită de mama, cum e asta pentru mine. Să-mi asum că am făcut alegeri diferite, voi face alegeri diferite, am un stil de viață diferit și asta nu înseamnă neapărat că trebuie să mă simt vinovată, ci pur și simplu așa mă definesc eu ca individ separat de mama, apropo, fără cordonul umbilical. Și e foarte important cum se face această separare, cât de plin, cât de conștient, cât de asumat. Separare nu înseamnă respingere, adică gata, acum nu mai vorbesc cu mama deloc, sunt uimită de câți oameni nu vorbesc cu părinții ani de zile. Mi se pare ceva absolut tulburător. Pe de altă parte, sunt uimită și de cei care vorbesc, cum am spus, de 3 ori pe zi cu părinții. Adică par așa niște foarte multe extreme în societatea noastră. Cred că e important să găsim o cale de mijloc. O cale de mijloc în care există un contact, există comunicare, există schimb, dar există totuși și spațiu personal, există și alegeri personale, există diferență. Pentru că eu cred că la un moment dat, la nivel de suflet, fiecare mamă se bucură atunci când copilul ei este bine. Sigur că poate avea păreri diferite și foarte probabil să aibă păreri diferite, eu știu, concepții de viață diferite, valori diferite, tradiții diferite, dar nu cred că, cu excepția patologiei, există o mamă care să nu se bucure atunci când simte cu adevărat că propriul ei copil este bine. Și atunci cred că putem avea curaj să ne fie bine că și mama se va bucura de asta la un moment dat, în felul ei. Și să nu uităm de mama și tatăl intern, cu care de fapt avem cel mai mult de lucru. Exact. Deci, atunci când fugim de părinți și nu le dăm nicio atenție, noi păstrăm de fapt înăuntru același blocaj, aceeași durere cu care nu ne-am confruntat. Fuga este doar un mod de a nu mă uita la ce e în mine și a nu da atenție acestor lucruri care în continuare vor acționa, după cum fuziunea e și o fugă în neasumare de sine. Da. Deci e foarte important să nu uităm să ne creștem părintele interior, da, și să avem o relație conștientă cu el și să înțelegem cât de important e în procesele astea de hrănire, atât de sine, cât și a celorlalți și a proiectelor noastre, după cum spuneai și tu, căci maternitatea nu se reflectă doar în relația mamă-copil, ci în felul în care femeia își hrănește orice inițiativă și orice creație. Și e despre și cum am grijă de mine. Adică în România este acest model al sacrificiului. Mama care sacrifică, mama care se lasă pe sine pe ultimul loc, ceea ce sigur că îi aduce foarte multă frustrare și furie neexprimată și tensiuni și regrete și dezamăgiri. Și e un lucru pe care mai ales cred că noi femei avem nevoie să-l învățăm. Cum întâi am grijă de mine, adică cum să fiu o mamă bună pentru mine? Nu cred că putem fi mame bune pentru copiii noștri dacă nu ne hrănim copilul interior. Cred că putem fi cu adevărat modele pentru copii și aici nu înseamnă să fim perfecte, că perfecțiunea nu există, dar cumva putem modela la copiii noștri grija față de noi, învățându-i și pe ei să aibă grijă de ei, nu învățându-i cum să ne lăsăm noi pe ultimul loc, să le neglijăm tot ceea ce e important pentru noi, să facem tot ce doresc alții de la noi. Asta nu e maternitate, asta e o lipsă de asumare personală, după părerea mea. Și să nu uităm că învățarea, mai ales la copil, se bazează pe imitație și că el tinde să facă ce face părintele, că inconștient preia modelul său și că este mult mai sănătos să aibă un model de părinte fericit, mulțumit cu el însuși, împlinit pe cât posibil. Sigur,
și conștient de valorile și nevoile lui decât un părinte care se sacrifică, nu se asumă, iar copilul va tinde să facă același lucru inconștient. Da, și să nu încărcăm pe copiii noștri cu misiunea asta imposibilă a fericirii noastre. Pentru că... Unirii viselor noastre. Da, da, asta e o povară extrem de greu de dus și copiii din prea multă iubire o iau. Dar îi cocoșăm, practic, pentru toată viața cu ceea ce ne-am împlinit noi, cu ceea ce ne dorim noi pentru ei. Și, sigur, până la urmă, orice părinte face asta, dar cred că e important dozajul. Din păcate, timpul se duce repede. Da, chiar s-a dus repede. Și ne apropiem de final. Ce sfat, așa, practic, recomandare ai dat tu pentru cei care vor să adopte sau cei care au copii mici și le este dificil cu acest rol? Pentru cei care vor să adopte, să se informeze și să vorbească cu părinți care au adoptat. Există foarte multe mituri, așa, nu se poate, e imposibil, e groaznic, durează 10 ani, adică există foarte multă frică, de fapt, pe care sigur o înțeleg, dar așa, mai popular spus, dracul nu e atât de negru, adică se poate. Și e mai bine să vorbească cu cei care au adoptat, pentru că cei care au adoptat și există grupuri de suport, există, adică se pot găsi organizații care se ocupă cu asta, vă pot da o imagine realistă, adică nici idealizat, așa, copilului de la Hollywood, bucle blonde și ochi albaștri care râde tot timpul, dar nici un scenariu pesimist care nu își are loc. Asta legat de adopție. Legat de, nu mai știu, cred că mi-ai spus, de părinții cu copii mici, sau? Da, da. Aș spune să stea cât mai mult cu ei. Așa, cred că sună banal, dar am impresia că generația noastră, unde mamele s-au întors extrem de repede la serviciu și ne-au dus de obicei la bunici foarte, foarte repede. Uneori am impresia că suferim așa la nivel generațional de o deprivare de stimul și de atenție și de căldură și de mângâieri și cred că partea de copilărie mică, prezența ambilor părinți, dar sigur poate puțin mai mult a mamei, este extrem de necesară. E un timp care nu se mai întoarce niciodată și sigur că cariera se poate bloca puțin, sigur că pot fi probleme financiare, sigur că pot fi niște dificultăți pe care mama le deplinește și le întâlnește și e neobișnuit, orice se poate rezolva. Depresia postnatală nu e o joacă, nu e un concept din filme, eu o întâlnesc destul de des, din păcate. Încă în România nu prea vorbim despre asta, e firească și trece dacă e tratată, dacă e însoțită, dacă mama are un sistem de sprijin, se poate depăși, se poate integra această schimbare până la urmă fantastică în care ai devenit mamă. Nu e neapărat un parcurs ușor, dar cred că e un parcurs frumos pe care merită, dacă este destinul nostru, să-l accesăm. Mulțumim mult de tot, Raluca. Mulțumesc eu. Mulțumim celor care ne urmăresc că alte resurse, surprize, informații le găsesc în paginile Revistei Psihologii. Dacă fac un abonament, evident, beneficiază de o reducere și alte surprize. Și vă reașteptăm la joia la 4:30 la o nouă ediție a emisiunii Puterea la Familie. La revedere! Mulțumesc! La revedere!